Să ne rugăm împreună. Tatăl nostru care locuiești sus în ceruri, noi toți ca unul venim înaintea Ta în meritele lui Iisus Hristos să-ți mulțumim că din nou suntem la picioarele Tale. Îți mulțumim, Doamne, că ne-ai adunat împreună cu frații ca să ne putem lăuda, onora, glorifica numele Tău. Ajută-ne, Doamne, ca să dăm preț pe acest lucru în toată viața, în viața noastră. Îți mulțumim, Doamne, că ne asculți și Tu vei face mai mult. Că toate acestea te-am rugat în numele scump al lui Iisus. Amin. Filipeni 4:12 spune: știu să trăiesc smerit și știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu în belșug și să fiu în lipsă. Pavel descrie o viziune asupra lumii pe care a adoptat-o pentru el însuși. S-a deprins să fie sătul. Într-un capitol anterior, în 2:14, el le cere filipenilor să facă totul fără cârtiri și fără șovăieli. Cu siguranță că și el a învățat să nu se plângă de situațiile prin care trecea. Le-a experimentat pe toate, să fie în belșug și să fie în lipsă, să fie sătul și să fie flămând. Poate că astăzi cineva din biserică este în nevoie, iar poate alții au din belșug. Și unii și alții se pot plânge. Atât belșugul cât și sărăcia pot fi o sursă de nemulțumire. În viață obișnuim să ne comparăm cu cei care au case mai bune decât noi, mașini, o educație mai bună, un partener de viață mai bun sau copii mai buni. Pavel ne dă, în schimb, un exemplu despre ce înseamnă să fii mulțumit. Când suntem mulțumiți cu viața noastră, vom fi mult mai dispuși să dăruim și să împărțim ceea ce avem cu alții. Apel. Haideți să fim mulțumiți cu situațiile în care suntem, împărțind cu alții binecuvântările primite, prin intermediul zecimii și a darurilor de astăzi. Doamne, ajută-ne să nu ne comparăm cu cei care au mai mult decât noi, ci să fim mulțumiți cu ceea ce avem. Ajută-ne să fim generoși față de ceilalți. Amin. Colecta din sabatul acesta este destinată bugetului comunității locale.
Îți mulțumim, Tatăl nostru, în numele Domnului Iisus, pentru această frumoasă zi de sabat, în care noi, copiii Tăi, am venit în templul Tău cel Sfânt ca să ne închinăm Ție prin cântări, prin rugăciuni și prin studiul. Îți mulțumim că ești Dumnezeul nostru, îți mulțumim că avem sănătate în trupurile noastre, că avem putere de muncă și putem să ne câștigăm existența. Venim acum înaintea Ta cu partea care îți revine Ție, și anume zeciuielile și darurile noastre, pe care Te rugăm să le binecuvintezi și să ajut să fie benefice în lucrarea Ta, pentru ca să se răspândească Evanghelia și în felul acesta să grăbim revenirea Ta pe norii cerului, căci Te așteptăm cu drag și știm că aceasta va avea loc în curând și ne vei lua la Tine, acolo unde vom petrece veșnicia împreună cu Tine. Așteptăm cu dor acest lucru și Te lăudăm în veci. Amin. Pacea Domnului! Aș dori să fac câteva anunțuri, sunt importante toate și m-aș bucura dacă am fi atenți. Am fost contactat săptămâna aceasta de cineva, de o reprezentantă a unei firme de construcții din Pitești, care caută oameni ca să îi angajeze în domeniul acesta al construcțiilor, atât calificați cât și necalificați. Nu cunosc firma, doar prin telefon am ținut dialogul acesta, însă condițiile vorbite la telefon par foarte bune, se respectă sabatul și sunt multe lucruri care, zic eu, sunt atractive. Așadar, dacă este cineva în căutarea unui loc de muncă în domeniul construcțiilor, de la a pune tablă pe casă până la a pune gresie, faianță sau zidărie și alte aspecte de felul acesta, doriți și doriți să intrați în legătură cu această firmă, vă rog să mă contactați și vă dau detaliile necesare. Caută adventiști. Au auzit că sunt de încredere, așadar trebuie să nu schimbăm impresia. Sabatul viitor în biserica noastră va avea loc, sau în oraș va avea loc un eveniment foarte important. E vorba de concertul vocal simfonic Gloria Dei la Casa de Cultură a Sindicatelor, ora 18, ora 6, sâmbătă, ora 6. Prezența coriștilor care împreună cu orchestra, ca număr sunt undeva la 200 de oameni, vor fi printre noi în timpul sabatului, vor avea de făcut și repetiții, așadar va trebui să fim îngăduitori cu prezența dumnealor, care la un moment dat ei vor face și repetițiile necesare în spațiul bisericii, poate undeva sus sau chiar și în sală în pauze. De asemenea, mai sunt 10 persoane care au nevoie de cazare. S-au cazat 40, mai este necesar să acoperim un număr de 10 oameni. N-aș vrea ca să ne anunțăm acum. Totuși insist ca să vă gândiți și dacă puteți să faceți lucrul acesta, vă rog mult ca în pauză să-mi spuneți dacă puteți să luați în gaz de la dumneavoastră câțiva coriști. Avem nevoie, este ultimul apel pe care pot să-l fac în sabatul acesta ca să stăm liniștiți și să fie acoperite toate locurile. De asemenea, la ieșire veți primi o invitație sau mai multe. Cereți câte considerați dumneavoastră că puteți să dați și că puteți să promovați acest eveniment și chiar să aduceți oameni la concert. Este un eveniment important, cum spuneam, pentru că la final putem ca
toți cei care vor fi prezenți putem ca să le oferim invitații mai departe pentru evenimentele bisericii. Vă reamintesc că sabatul celălalt va fi fratele George Uba, care va ține o evanghelizare de sănătate pe weekend, și celălalt sabat, ultimul din lună, va fi fratele Romică Sârbu. Așadar, ocazia concertului este importantă și în vederea acestor evenimente ale lunii noiembrie din Biserica Adventistă. Așadar, este un program misionar, cu alte cuvinte, și vă rog, cereți invitații, dați mai departe prietenilor, colegilor și rudelor dumneavoastră, mai ales că intrarea este liberă. De asemenea, trebuie specificat că sala are undeva la 800 de locuri, dacă nu mă înșel. Potrivit condițiilor ISU, nu pot să intre mai mult de 800, adică 801 înseamnă că unul trebuie să părăsească sala. Este foarte important să dea Dumnezeu să fie sala plină, ca la un moment dat, dacă cineva dintre diaconi vă va ruga pe dumneavoastră ca membru să stați într-un loc mai retras, să avem dispoziția să cedăm locul unui musafir. Da? Sper să se ia cu năval, așadar contează și noi cum vom promova acest eveniment și insist să o facem cu toată inima. Un alt anunț, pregătirea pentru botez continuă și sabatul acesta, pentru că ora este schimbată și după amiază vom începe programul la ora 16, ora 4 după amiază. Pregătirea de botez va fi la ora 2:30, ora 14:30. Mâine, duminică, la ora 9, se va pleca la Salina din Vâlcea sau de la Olănești. Ce anume? Ognele Mari. Așa, mulțumesc. La Ognele Mari, tinerii care vor să participe sunt invitați și știți ce, nu doar tinerii. Dacă doriți să faceți o ieșire mâine, sunteți bineveniți alături de tineri. Așadar, la ora 9 în fața bisericii suntem așteptați, însă pentru a nu avea surprize legate de transport, vă rog să vă înscrieți la sora Liliana. Toți cei care doriți și intenționați ca mâine să mergeți la Salină. Au venit revistele pe luna noiembrie, suntem anunțați de către sora Mariana și vă rugăm să le ridicați. Și de asemenea mai este har, mult har pentru cei care nu și-au făcut încă abonament la lecțiuni. Știți că de multe ori după ce se trece perioada de abonamente, mai sunt persoane care ar mai vrea harul acesta. De data aceasta este har. Așadar, abonamentele la lecțiune se mai pot face, cred că astăzi, că săptămâna viitoare, da? Astăzi și săptămâna viitoare încă se mai pot face abonamentele acestea. Și acum aș dori pe fratele Cristi să-l rog să mă ajute cu câteva imagini, da, avem câteva imagini care reprezintă un caz special. Am fost săptămâna aceasta împreună cu câțiva dintre dumneavoastră și la o familie nu departe de Pitești, aproape de Mioveni, o familie care trăiește în condiții destul, foarte, foarte grele. Vă spun că am mai văzut situații, dar nu ca aceasta. Aceasta aș pune-o pe primul loc în ce privește condițiile în care își petrec existența acești oameni. E vorba de trei persoane, mamă, tată și fiică adolescentă, care... Da, nu prea se vede bine. Aș vrea să derulăm mai mult. Aceasta este casa care ar fi în construcție, cum ar veni. Însă aș vrea să vedem și casa sau baraca unde locuiesc, dacă se poate. Da, aici, exact, nu, ușor. Deci, în fine, aceasta este baraca în care locuiesc, trei persoane. Condițiile sunt destul de grele, mai ales că iarna vine. Dacă derulăm mai departe, ajungem la casa aceasta, care cumva ar fi în construcție. Împreună cu frații care se pricep în domeniul acesta al construcțiilor, săptămâna trecută am fost acolo. Ar fi depus un acoperiș deasupra casei, încă un rând de cărămiz probabil și apoi acoperișul.
Asta presupune niște lemne, scânduri, tablă, geamuri, uși și dacă se poate și îmbrăcați pereții aceștia pe interior, măcar în condițiile acestea să poată să treacă iarna. Asta presupune niște costuri și pentru că suntem depășiți de situație, n-am vrea să-i lăsăm și apelăm la dumneavoastră, dar nu în forma unei colecte, nici în forma unei strigări, ci în felul în care Duhul Sfânt vă poate cumva motiva și atinge sufletul ca să-i ajutați. Dacă dintre dumneavoastră aveți materialele necesare, după imagini v-ați cam dat seama, că v-au rămas din anumite locuri și ne puteți ajuta cu materiale, este foarte bine. Dacă nu puteți cu materiale și puteți cu bănuți, este necesar. Vom deschide așadar o listă și fratele Fănică, fratele prezbiter, va fi persoana de contact cu care dumneavoastră puteți să luați legătura și spuneți, eu aș putea în următoarele 2 săptămâni să ofer bănuții aceștia. Nu neapărat să fie dați imediat, dar pe o perioadă de 2-3 săptămâni, o lună de zile, ne-ar ajuta ca să ne putem orienta, să știm dacă putem să facem lucrarea aceasta. Așadar, lista este la fratele Fănică, iar în pauză, la final, dumneavoastră puteți ca să-l contactați și v-aș ruga să o faceți, pentru că cred că face parte din Evanghelie și dacă am pus mâna pe cazul acesta, sunt multe cazuri. Nici nu cred că e momentul acum să... Sunt multe cazuri care au nevoie, dar pe ăsta am pus mâna. Ăsta este la îndemână. Ăsta este un caz serios care merită sprijinit. Cred că o putem face. Așadar, Domnul să ne ajute să avem pe suflet oamenii aceștia, să treacă iarna cu bine și să aibă un acoperiș deasupra capului. Alte aspecte care țin de latura misionară a activității în zona aceea, există și astfel de intenții acolo, însă aș vrea ca ajutorul nostru să nu vină pe ideea de ajutăm ca să facem acolo adepți, nu. Ci ajutăm pentru că oamenii au nevoie de ajutor. Că Dumnezeu de acolo va scoate suflete, este planul lui și lauda să fie a lui dacă se va întâmpla așa. Așadar, repet, la final, sabatul acesta, vă rog, contactați-l pe fratele Fănică și exprimați-vă intenția de ajutor. Vă mulțumesc foarte mult și Domnul să vă răsplătească efortul. Cam atât la rubrica anunțuri, poate că au fost cam lungi, însă sper să fi fost reținute. Domnul cu noi!
păstrătoare de parfumuri neștiute, cerului le dă tăcute, e sublimă sărbătoare în împărăția întinsă, e sublimă sărbătoare. Mâna ta de cer întinsă e cea mai frumoasă floare. Mâna ta de cer întinsă e cea mai frumoasă floare. Mi-aș dori mult să vă simțiți bine în adâncul sufletului dumneavoastră în acest sabat, să fiți inundați de pacea Domnului și să simțiți bine cuvântarea Lui că vă cuprinde la propriu. Noi venim la biserică să ne simțim bine? Întrebare capcană. Da, frații mei, eu vreau ca să vă simțiți bine lângă Dumnezeu în sabatul acesta, deși ceea ce mi-am propus să spun s-ar putea să fie un lucru care creează disconfort și m-aș bucura să-l creeze. Așadar, să fie pacea lui Dumnezeu peste noi, să fie prezența Lui care să ne dea bucuria mântuirii în suflet și Duhului Dumnezeu, dacă are ceva de corectat la mine sau la fiecare dintre noi, să o facă în aceste momente. Aș vrea să încep cu o poveste adevărată care s-a petrecut undeva în jurul anilor 1830 în localitatea Pietroasele. Acolo erau doi oameni simpli care munceau cu ziua pe numele de familie Lemnaru, socru și ginere. Erau angajați cu ziua să spargă piatră, să care piatră, un fel de patron care era numit albanezul, pentru că era albanez, era cam șeful prin zona aceea, cam magnatul zonei, să zic. El avea un fel de lucrare și pe la mitropolie de construcții, tot felul de biserici, un pod de asemenea care trebuia să-l facă, era mare omul și angaja cu ziua oameni din această localitate Pietroasele. Ei trebuiau să meargă într-un fel de carieră, să spargă acolo, să ia pietrele, să le care, să le ducă. La un moment dat, cei doi, ginerele și socru, familia Lemnaru, trebuie să scoată un bolovan foarte mare, o piatră foarte mare și cu greu, cu eforturi mari, reușesc să o dea la o parte.
sub ea găsesc niște obiecte ciudate, s-au oprit, au început să le cerceteze, n-au înțeles despre ce este vorba, era un fel de metal, ceva de genul acesta, care era învelit în niște piei. Însă pieile acelea de animal care înveleau metalele, bucățile de metal, erau practic lipite, probabil datorită timpului și condițiilor, erau lipite de metal. Și lucrul acesta făcea să fie ceva nedefinit, nu foarte clar. S-au uitat la ele și au dat seama că e ceva cu ele, n-au știut ce sunt, le era și puțin teamă, probabil și din necunoaștere sau că simțeau ei că ar fi ceva la mijloc, le-au băgat într-un flanel, le-au pus în car și le-au dus acasă. Acasă n-au spus la nimeni, s-au vorbit bine între ei, n-au spus la nimeni ce este cu ele și le-au pus în podul unei case părăsite. Le-au lăsat acolo un pod și au stat în pod un an de zile, cumva uitate acolo. Între timp, casa respectivă trebuia să fie dărâmată. Și atunci oamenii și-au adus aminte de ce au lăsat ei acolo și înainte să fie dărâmată, la fel fără să știe nimeni, s-au dus, au luat obiectele respective, erau undeva la 40, peste 40 și ceva de piese, iar pentru că erau voluminoase și destul de grele, undeva la 40 de kilograme. S-au dus, le-au dat jos din pod și le-au pus în podul casei lor. Pentru că și-au reamintit, cumva s-a reactivat amintirea aceasta cu aceste piese, pentru că aveau nevoie la un moment dat să repare un tuci, a venit un rom pe acolo, i-a dat tuciul să-l repare și i-a dat și un ia metalul ăsta, vezi, poate reușești să repari tuciul cu el. A luat metalul, respectiva persoană, și după ceva timp a spus, domnule, aruncă-l, domnule, că nu pot să fac nimic cu acest metal. Și l-a aruncat. A mai trecut timpul, au avut nevoie de niște balamale la niște uși și unchiul lor, unchiul ginerului, cum ar veni, era priceput în treaba aceasta. De asemenea, a iat o bucată de metal dintre cele găsite ca să facă niște balamale pentru ușa lor. Omul dezamăgit, domne, e prea moale metalul ăsta, n-am ce să fac cu el. Pierdut a fost și acesta. Nimeni nu realiza ce e cu aceste piese acolo. La un moment dat, cei doi, ginerele și socrul, familia Lemnaru, pentru că erau cumva neliniștiți, cheamă bătrânul satului. L-au chemat la ei și, cumva sub un jurământ de tăcere, a spus, domne, uite ce am găsit, ce crezi, ce ar trebui să facem cu ele, ce este cu ele. Omul nu și-a dat seama despre ce este vorba nici acesta, însă a spus totuși, păstrați-le că or fi ele bune de ceva. Plecând bătrânul satului de la ei, n-a putut să țină tăcere și a spus copiilor, a spus familiei, mă, ăștia-i lui Nemnaru, cred că au găsit ceva interesant. S-a dus vestea imediat și a ajuns vestea la albanezul, albanezul fiind șeful. Albanezul cere să vadă despre ce este vorba, nici el nu și-a dat seama de valoarea acelor lucruri, dar băiat deștept le-a luat să le ducă la București, să vadă acolo ce opinie au alții mai deștepți. Și era un fel de tigaie mare, grea, și sub ea erau niște, un fel de pui, tot din metal. A luat tigaia și pentru că era prea mare, incomod de transportat, a luat o bardă și a împărțit-o în patru, ca să fie mai simplu de... A vandalizat, practic. Iar puii, pentru că aveau și niște pietre pe ele, le-a dat un ciocan să vadă ce se întâmplă. Și au sărit pietrele prin curte pe acolo, au început, în curte fiind și găini, și porci, și de toate, prin curte au rămas. Printre grăunțele
găinilor. În fine, a plecat, le-a dus la București. La București li s-a spus, domne, au valoare. Dar nu exact valoarea lor. Au valoare. Sunt bune. Și omul atunci le-a cumpărat pe toate de la familia Lemnaru, nu aproape toate, pentru că le-a pus să le dea jos din pod, dar nu le-a luat pe toate din pod, au mai uitat câteva în pod acolo, deci aproape toate, le-a cumpărat pe o pereche de boi. Neștiind exact care este valoarea lor, totuși gândind el că o pereche de boi ar face. E, vestea se răspândește în tot satul, cumva că ăștia lui Lemnaru au dat lovitura. Au făcut rost de niște boi pe niște bucăți de metal. A ajuns vestea la episcopie. Episcopia a spus mai departe la județ. Județul, pentru că s-a făcut un pic de discuție, județul a spus mai departe la minister. Și ministerul a trimis o delegație. Au luat aceste metale de la albanez câte a mai pucat, pentru că albanezul le-a vândut mai departe la un moldovean. Au fost cercetate de către personal calificat să facă asta și au realizat că descoperiseră cea mai mare comoară a României de până atunci. S-au dus imediat în sat cu armată după ei și au arestat tot ce se putea aresta, toți cei care aveau legătură, inclusiv familia Lemnaru, i-au arestat pe toți, au urecheat copiii, pentru că toate bucățile acelea de metal rupte, pietrele care erau aruncate, erau pe la copii, se jucau cu ele, au încercat și au reușit să strângă cât au putut de mult, le-au dus înapoi la București. Recuperând aproximativ 20 de piese, unele vandalizate, cum am spus, peste 18 kilograme, cam jumătate. Acest tezaur se numește tezaurul de la Pietroasa, cloșca cu pui și așa mai departe, și la vremea aceea, în anul 1830-1840, a fost cel mai mare tezaur antic din lume recuperat. După aceea a fost descoperit tezaurul lui Tutankhamon și acesta este, bineînțeles, mult, mult peste, însă la vremea aceea a fost cel mai mare tezaur. Prețul acestui tezaur, ce credeți are preț? Nu se poate estima. Adică nu se poate pune un preț pe așa ceva. Și asta s-a întâmplat la noi. Cei doi, dacă ar fi să încheiem povestea celor doi care au descoperit, săracii au murit în închisoare. Se pare că au intrat cu forță în satul acela, se pare că dintre toți care au fost anchetați, aceștia au fost cei mai cinstiți. Aceștia au dat tot ce au avut, ce mai rămăsese prin pod, și povestea lor a fost cea adevărată. Ceilalți au lucrat, în fine, în felul lor. Însă, pentru că e o poveste românească autentică, stau să mă întreb, cum o fi să ai o valoare care nu are preț atât de mare și să dai cu toporul în ea? Cum o fi să ai o valoare atât de mare și să o arunci la găini? Cum o fi să te joci cu lucrurile astea neștiind ce ai în mâinile tale? Cred că este un fel de tragic, dar și comic în același timp. Există un fenomen social pe care îl trăim noi, generația aceasta. Și anume, mai nou oamenii au început să-și îndrepte atenția și căutările către lucruri vechi. Nu știu dacă ați întâlnit oameni care sunt pasionați de lucruri vechi.
De exemplu, majoritatea dintre dumneavoastră care aveți o vârstă, probabil că ați condus o Dacia 1300. Da? Cred că sunteți destui care ați avut o Dacia 1300. Bună rea era a noastră, nu? Bineînțeles că atunci când s-a putut da la o parte, imediat s-a dat la o parte pentru alte mașini. Însă vreau să vă spun că astăzi o mașină Dacia 1300, veche de prin 1970 și sau 1980, care este întreținută și refăcută, poate să ajungă la o sumă colosală. Se vinde cu peste 11.000 de euro, de exemplu, un astfel de exemplar. Și mă întreb de ce. Mobilier vechi este recondiționat și vândut foarte scump. Clădirile vechi se caută pentru a fi refăcute și prețurile lor, bineînțeles, că sunt foarte, foarte mari. Se pare că oamenii din generația noastră se întorc către lucrurile vechi pentru că văd în ele o calitate, o rezistență, o frumusețe, o estetică care se pare că astăzi, în ceea ce se face, dispare. Adică, îmi vine minte un alt exemplu. Am fost cu tinerii acum câteva săptămâni la București ca să vizităm un muzeu. Muzeul de mașini clasice al lui Țiriac. Probabil că ați auzit de el. Ce este acolo este o comoară pe roți. Mașini foarte vechi, dar bine întreținute. Ce am observat și mai ales ghidul ne explica acolo, este că mașinile acestea erau făcute manual și ceea ce izbea foarte mult erau detaliile și calitatea materialelor din care erau făcute. Astăzi, o mașină cât de scumpă ar fi rezistă 3, 4, 5 ani, după care nu mai dă nimeni preț pe ea. Însă ce se făcea în trecut, că e vorba de mașini, că e vorba de clădiri, că e vorba de multe alte lucruri, aveau o calitate după care generația noastră tânjește, din cauza aceasta se întoarce la a colecta sau a achiziționa obiectele acestea. Tânjim după valorile vechi. Numai că atunci când vine vorba de valorile și principiile adventismului, când vine vorba de valorile vechi ale adventismului, le strângem într-o cutie de care ne cam încurcăm cumva. Nu știm cum să scăpăm de vechiturile acestea. Renunțăm de multe ori rușinați de principiile și valorile adventiste cu un aer de oameni emancipați. Prea ușor ne vindem valorile vechi. Și vreau ca să nu vorbesc cu direcție, nu am intenția să vorbesc cu direcție. Eu cred că situația aceasta este una națională. Este una națională. Am avut un tezaur lăsat de oameni conduși de Spiritul lui Dumnezeu care și-au dat viața pentru Scripturi și pentru credință. Ne-au lăsat un tezaur de valori, de principii morale, de principii practice și ne-am trezit cu acest tezaur, dar îl tratăm ca pe o vechitură și nu știm cum să scăpăm de el mai repede, vrând să fim în trendul lumii. Emancipați. Aș dori ca să vă prezint o listă deschisă cu valorile definitorii ale adventismului practic, aici, românesc, al nostru, învechit. Iar această listă cumva devine din ce în ce mai mult o listă neagră, o listă de care vrem să scăpăm. Valorile adventismului
au fost și vreau să cred că sunt următoarele. În trecut, simplitatea și modestia erau principiile și valorile care încununau orice bărbat, orice femeie, orice copil și orice tânăr. Expunerea formelor corpului erau chestiuni atât de grave încât parcă trebuia să fii singur împotriva tuturor să faci asta. Să ai o doză de, nu doar de curaj, mai mult de atât, să poți să faci asta. O altă valoare distinctivă a adventismului vechi era aceea că a purta podoabe este un păcat mare. Eu n-am văzut și am avut harul să cresc în biserica aceasta, eu n-am văzut inel pe deget într-o biserică mare de oraș. N-am văzut la mână lanț sau la gât sau cercel sau... Nu exista așa ceva. Era o valoare de nediscutat. Nu se punea problema, nu intra în discuție, era principiul bisericii în care toți ne bucuram că suntem diferiți. Era valoarea noastră. O altă valoare distinctivă adventistă era că femeile adventiste nu folosesc ruj. Era o chestiune care nu încăpea la noi treaba aceasta. E veche, fraților, sunt de acord. Inele, verighete, ojă. Nimeni nu folosea ojă și era o valoare. Noi eram altfel. Rămăsese lucrul acesta de la părinții noștri, de la pionierii bisericii și le primeam sau le trăiam fără să ne fie rușine. Eram noi înșine aceștia. Păzirea sabatului, o trăsătură definitorie a principiilor adventiste. Nici nu se punea problema ca să plec într-o călătorie în sabat sau să-mi programez o călătorie ca să ajung în sabat acasă. Nu exista așa ceva. Dar nu trebuia să-ți spună cineva, era ceva atât de comun și de normal pentru că făcea parte din identitatea noastră. Acum, dacă vine avionul și aterizează avionul sabat, care e problema? Sau dacă plecăm sâmbătă înainte să apună soarele, nu este nicio problemă, merge. Consumarea cafelei. Consumarea cafelei era la fel cum era consumarea alcoolului. Era pe aceeași linie. Adventiștii nu beau alcool. Clar. Adventiștii nu consumă cafea. Clar. Ne definea treaba aceasta. De Coca-Cola nu mai vorbesc. Nici nu prea era atunci. Castitatea tineretului. Aici e problemă grea. Castitatea tineretului. Doi tineri nu călcau pe teren sfânt înainte de căsătorie. Aveau teama de Dumnezeu și nu făceau asta. Se păstrau puri ca ea să poată să-și îmbrace rochia albă. Astăzi ispita este foarte mare. Sacralitatea familiei. Cum era tratată familia, cât de sacră era familia și cât de ușor auzim astăzi de divorțuri. Neparticiparea la banchete sau la mese lumești. Era de asemenea un principiu. Nu am ce să caut acolo, nu este locul meu acolo. Găsesc o variantă ca să îl felicit, găsesc o variantă ca să le ofer un dar, dar nu particip la aceste mese.
frecventarea cu regularitate a serviciilor divine și așa mai departe. Pentru că lista aceasta nu vreau să o închei. Acestea erau principiile. Acestea sunt principiile definitorii ale bisericii. Însă din ce în ce mai mult se pare că Biserica Adventistă din România le tratează ca pe ceva învechit, fără valoare, de care trebuie să cam scăpăm pentru a fi în ton. Mă întreb, cine dintre noi se mai uită în oglindă și se întreabă, Doamne, e bine așa? Îți place? Mă întreb care părinte își oprește fata care iese pe ușă în colanți sau în pantaloni scurți, până sus de scurți și spune, te întorci și te schimbi. Cine mai face asta? Sau mai mult, deja e prea mult, care tânără își întreabă mama sau tânără, mamă, e bine să mă lași așa să plec, mă lași așa să ies? Știți că îi mulțumesc Domnului că am prins timpurile acestea în care, da, o întrebam pe mama dacă e bine să ies așa îmbrăcat afară. Dacă îmi dădea voie, ieșeam. Dacă nu, nu. Frații mei, aș vrea să fiu înțeles corect. Nu este verset biblic nici pentru ojă, nu este verset biblic nici pentru ruji, însă ele sunt valorile noastre care izvorăsc din spiritul pocăinței părinților noștri. Ele sunt valorile noastre care izvorăsc din spiritul Bibliei și din spiritul profeției. Sunt valorile noastre care ne-au definit și ne definesc. Sunt comoara noastră. Haideți să nu dăm cu barda în ea. În patru. Și să încercăm să o transportăm mai ușor. Un verset care, sau mai multe, care aș dori să le citesc. Se găsesc la Ieremia 35 și probabil că intuiți ce scrie acolo. Dacă aveți Scriptura, vă rog să deschideți cu mine la Ieremia 35. Voi citi la versetul 5. E o poveste. Acolo spune așa, am pus înaintea fiilor casei recabiților niște vase pline cu vin și pahare și le-am zis, beți vin. Dar ei au răspuns, noi nu bem vin. Căci Ionadab, fiul lui Recab, tatăl nostru, ne-a dat următoarea poruncă. Cine le-a dat porunca, frații mei? Un om. Să nu beți niciodată vin, nici voi, nici fiii voștri, nici să nu zidiți case. E ceva rău în a zidi case? Să nu semănați nicio sămânță, să nu sădiți vii, nici să nu stăpâniți vii, ci toată viața voastră să locuiți în corturi ca să trăiți multă vreme în țara în care sunteți străini. Astfel, noi ascultăm tot ce ne-a poruncit Ionadab, fiul lui Recab, tatăl nostru, nu bem vin toată viața noastră, nici noi, nici nevestele noastre, nici fiii, nici fiicele noastre, nu zidim nici case ca locuințe pentru noi, și nu stăpânem nici vin, nici ogoare, nici pământuri însămânțate, ci locuim în corturi și urmăm și împlinim tot ce ne-a poruncit tatăl nostru Ionadab. Versetul 14. Sunt cuvintele Domnului. Cuvintele lui Ionadab, fiul lui Recab, care a poruncit fiilor săi să nu bea vin, sunt păzite, căci ei nu beau vin până în ziua de azi. Și ascultă astfel de porunca tatălui lor, iar eu v-am vorbit și de vreme și târziu și nu m-ați ascultat. Ce exemplu grozav! Ni se oferă în Scripturi niște oameni care fac un principiu pentru că părintele lor a spus treaba asta, și nu și-l susțin nici cu Biblia, nici cu altceva, ci pur și simplu asta mă definește, asta sunt.
Însă noi care avem în spiritul Scripturii, în spiritul profetic și în sfințenia pocăinței părinților noștri principii atât de pure, de curate, ce facem? Aruncăm valori inestimabile, fundamentale, crezând că suntem moderni. Și ce dacă vin în șlapi și în short la biserică? Nu se întâmplă. N-am auzit în România. Însă se știe că va fi, dacă se va merge în continuare așa. Dar cuvintele acestea sunt reale și vin dintr-o țară apropiată. Care este problema? Spune respectivul, contează ce am în suflet. Și ce dacă mănânc porc? Nu se întâmplă la noi, nu se întâmplă în România, se întâmplă dincolo. Dar vă spun că este o replică reală, am auzit-o cu urechile mele. Și ce dacă mănânc porc? Contează ce iese din gură, nu ce intră în gură, contează inima. Și care este problema dacă port lănțișoare, dacă port cercei sau dacă port un inel de logodnă? Care este problema? Cu alte cuvinte, este o obiecție. Frate pastor, de data asta vorbești despre forme, forme, forme. Mai lasă-ne cu formele. Contează relația, contează credința. Nu formele. Dați-mi voie să fiu sceptic la această obiecție. Pentru că atunci când începem să vindem valorile mici sau mari, vom finaliza prin a pierde și prin a vinde tot. Tot. Vom da tot. Știu că e frumos inelul. E drăguț. Dar îmi vine în minte o replică a unui profesor de la institut, sper să nu vă supărați prea tare când pun replica lui în acest context, spune, băi, nici mântuirea nu e obligatorie. Cred din toată inima că adventismul este mai mult decât podoabe, că adventismul este mai mult decât îmbrăcăminte, mai mult decât mâncare, categoric, adventismul este mult mai mult decât atât. Dar a căuta să vezi ce mai poți lăsa, a căuta să vezi la ce mai poți renunța, este o gândire care ne va aduce pagubă. Dacă azi renunți la principiile acestea, mâine copilul meu va fi fără repere și mă voi bate cu pumnul în piept ce se întâmplă cu copiii mei. Nu vor mai avea nimic. Aș dori să citesc câteva gânduri și mă apropii de încheiere. Satana se furișează prin crăpături mici. Crăpături ce se lărgesc pe măsură ce el își face loc printre ele. Înșelăciunile amăgitoare ale lui Satana vor fi aduse în lucrarea specială a lui Dumnezeu din timpul acesta. Lucrarea vrăjmașului nu se face pe neașteptate. La început nu este bruscă, nici bătătoare la ochi, ci este o tainică subminare a citadelei principiului. Totul merge gradat, ușor, nici nu-ți dai seama. Și te trezești că nu mai ai nici haine de îmbrăcat, ai tot felul de podoabe asupra ta, pentru că totul începe încet, încet, de la o culoare pală până la una foarte evidentă. Distanța dintre Domnul Hristos și poporul său se mărește și se scurtează distanța dintre ei și lume, spune Ellen White. Singura noastră siguranță este aceea de a rămâne un popor deosebit, un popor aparte al lui Dumnezeu. Noi nu trebuie să cedăm niciun pas obiceiurilor și modei acestui veac degenerat, să nu împrumutăm nimic de la ei, ci să rămânem, să avem o independență morală, nefăcând niciun compromis cu practicile corupte și idolatre. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Acesta este mesajul lui pentru biserica generației noastre.
undeva la lângă Buzău, la Colți, o localitate, probabil ați auzit de ea, secolul trecut s-au descoperit niște mine de chihlimbar. Știți ce este chihlimbarul? Îi se mai spune și ambră. Și este o rășină fosilizată. O rășină foarte veche, fosilizată, care este foarte scumpă sau poate să fie comparată cu o piatră prețioasă. Așadar, chihlimbarul, fiind descoperit acolo, în zona aceea, au fost și vreo 8 mine care între timp, bineînțeles, că s-au închis. O bătrânică din Colți, de asemenea poveste autentic românească, o bătrânică din Colți, înainte să apară minele, părinții ei găsiseră un bolovan mare, auriu, cumva roșiatic auriu. Și ea îl primise sau îl avea de la părinții ei și îl ținea în casă. Însă nu știa ce este cu acel bolovan. Era interesant și cam atât, dar nu-i cunoștea valoarea. Așadar, la țară, pentru că casele bătrânești nu erau făcute după boloboc, ușa nu stătea deschisă, bolovanul ăsta ținea acolo ușa să nu se închidă. La un moment dat, au trecut, bineînțeles, deceniile, da? La un moment dat, intră niște hoți în casa femeii. Ce să ia de la femeie de acolo? Au trântit ușa tare, bolovanul s-a ciobit un pic la un colț, s-au uitat repede prin casă, au luat un ceas care a găsit pe masă, un lănțișor și au plecat. Bătrânica săraca se prăpădește, fata ei de la București rămâne moștenitoare pe casă. Ce să iei din casa aia? Nu prea ai ce să iei. Da, a găsit bolovanul și, bineînțeles că bolovanul atrăgea prin culoare, era și translucid, așa. Hai să-l iau. Îl ține la ea acasă la București ceva timp. Prin 90 și ceva se întâmplă treaba asta cu fata și îl duce la un muzeu. Oamenii de acolo înțeleg că e ceva cu acest bolovan, își dau seama de valoarea lui, nu atât de mult totuși, se repetă povestea, și oferă un preț așa, modest. Și intră în posesia muzeului. Prin 98 vine o delegație de la Cracovia, specialiști în domeniul mineralelor, rocilor și așa mai departe, și ziarele spun că femeia care conducea delegația, când a văzut acest bolovan, a strigat la Dumnezeu, deci prima reacție a fost să se roage la Dumnezeu și să-i mulțumească că i-a dat șansa ochilor să poată să vadă așa ceva. Când a plecat delegația, femeia a mai trecut încă o dată pe la muzeu ca să strângă bolovanul la piept. Este cea mai mare bucată de chihlimbar, pentru că ele sunt mai multe tipuri de chihlimbar, de tipul acela și îmi scapă numele, ceva romanesc sau îmi scapă denumirea de chihlimbarului, este cea mai mare din lume. Valoarea lui, 1.000.000 de euro. Și acum gândiți-vă la poveste. Luați-o în urmă. Eu cred că biserica aceasta este o biserică pusă de Dumnezeu ca să depoziteze niște comori. Sunt comorile noastre. Principiile lui Dumnezeu, principiile cerului, principiile care se găsesc în Scripturi, în literă sau în spirit, principiile părinților noștri și ale spiritului profetic, sunt comoara pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Și mă întreb pe mine, cum o tratăm? Ce facem cu ea? Ce facem cu ea? Și ce moștenire vor avea copiii noștri, dacă va mai fi timp. Frații mei,
Dumnezeu să ne ajute să ne cercetăm fiecare pe noi înșine. Și El să ne dea dragoste de principii, dragoste de lucrurile vechi, dar autentice, dragoste de cuvântul Său și de legea Sa. Și dacă mai putem face ceva, să facem. Dacă mai putem înfrâna un curs al lucrurilor, să o facem. Dacă mai putem schimba ceva, haideți să facem. Pentru ca locul acesta, indiferent ce se întâmplă în jurul nostru, să fie un loc unde oricine poate să găsească comoara principiilor lui Dumnezeu păzită, intact. Dumnezeu să mă ajute pe mine în primul rând și dacă vă regăsiți în ceea ce s-a spus, Dumnezeu să vă ajute și pe dumneavoastră. În Spiritul lui Hristos am rostit cuvintele acestea și sper să nu vă fi supărat prea tare. Domnul să ne ajute pe toți. Amin. Sâmbătă, 12 noiembrie, începând cu ora 18, la Casa de Cultură a Sindicatelor, Piața Vasile Mirea, numărul 3, din Pitești. Intrarea este liberă. În numele și meritele lui Iisus Hristos, vom încheie această serviciu de vin cu cântarea 221, Stop adevărul, care a fost rostit. Stau pe adevărul lui Iisus.
Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim pentru acest mesaj de atenționare a stării noastre actuale. Te rugăm, Doamne, să ne ajut să apreciem valorile înaintașilor adventiști. Te rugăm să ne ajuți să apreciem modestia, simplitatea și comportamentul acelor înaintași. Te rugăm să ne ierți pentru ceea ce n-am făcut până acum și te rugăm să ne ajuți să ne schimbi atât la interior inima și cât și la exterior pentru a te reprezenta cu cinste acolo unde ne trimiți Tu. Te rugăm să ne ajungi să fim plăcuți Ție, plăcuți oamenilor și tot ce vom face să facem spre slava și onoarea numelui Tău. Ajută-ne să fim o biserică unită, primitoare și cei care vor veni să nu mai plece de aici. Îți mulțumim pentru tot, toate acestea Te-am rugat în numele Domnului Iisus Hristos, slăvit să fie numele Tău în vecii vecilor. Amin. Nu vrem să mergem acasă până nu cântăm. Așa sunt eu. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze că suntem aici și putem cânta. 372. Eu vreau pe Iisus și iubirea Sa decât bogății și onorul lumești. Ce folos!